Hei, salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau, la sugestiile voastre, multe prin clipuri pe acolo, să desenez și să vă arăt și vouă cum puteți desena și colora un peisaj foarte, foarte, foarte drăguț și simplu de realizat de iarnă. Da, un peisaj de iarnă, sper să vă placă. Nu uitați, dacă vreți să mă ajutați, zdrobiți butonașul de like, apăsați butonașul de abonare și acel clopoțel de notificări, iar dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, în comentariile de mai jos vi le aștept cu drag să comunic și să răspund la întrebări. Așa, mai întâi începem cu începutul, vă trec un pic în revistă, adică vă spun ce materiale folosesc eu. Pentru schiță folosesc un creionaș, o gumă de șters și un sketchbook pe care desenez. Pentru contur folosesc un liner de la Copic, sunt foarte bun, îl recomand. Iar pentru colorat folosesc markere pe bază de alcool și creioane colorate. Dar astea sunt materialele pe care le folosesc eu. Voi folosiți ce vreți voi, ce aveți voi la îndemână, ce puteți folosi voi. Nu contează materialele și dacă nu aveți materiale și aveți doar o foaie de hârtie, un creionaș și o gumă de șters, este suficient. Puteți desena un desenuț foarte, foarte simpatic și doar cu aceste materiale. Așa. Mai întâi am făcut așa un chenar ca să-mi dau seama cam până unde începe și termină desenul meu, vedeți, cu negru jur împrejur. Apoi am făcut așa două delușoare mici, unul în stânga, unul în dreapta. Am făcut o casă super simplă în partea stângă, o căsuță micuță cu fum pe hol. Am făcut o bisericuță cumva în partea dreaptă, cu un clopot acolo în turn. Am mai făcut o casă mică în spate. Aici facem un brăduț în spatele căsuței, în partea stângă, pentru că vrem să avem așa elemente. O să mai facem două dealuri în următorul plan al desenuțului, un pic mai sus. O să facem iarăși o căsuță și aici, foarte simplu de realizat, cumva mai micuță pentru că e mai în spate și mai ascunsă după biserică. O să mai facem și în partea stângă o căsuță, cumva după bradul de Crăciun, pentru că în jumătatea imaginii, vedeți, facem un brad de Crăciun. I-am făcut trunchiul, apoi am făcut o liniuță în sus, iar apoi am făcut așa liniuțe stânga-dreapta ca să îmi fac așa o idee cam cât de mare vreau să fie și după aia îl desenăm. Îl ștergem liniuțele de construcție și asta este brăduțul de Crăciun. O să-l împodobim cu globulețe și punem și o stea în vârf ca să știm că e de Crăciun, nu e doar un brad oarecare. Foarte important, dacă e prea mare viteza pentru voi, puneți pauză la videoclip dacă cumva o iau prea mult înainte. Și i-am pus niște cerculețe pe post de globulețe. Aici mai facem o căsuță în spatele căsuței din stânga și în spatele brăduțului. Îi facem niște ferestre, îi facem o ușiță și apoi vom face prin spate niște triunghiuri așa ascuțite, niște vârfuri ascuțite care sunt și reprezintă brăduții din spatele pădurii. Practic e o pădure de brazi din spatele imaginii noastre. Mai facem o lună în partea stângă și acum trecem la conturat. L-am spus, conturesc cu un liner de la Copic, sunt foarte bune și dacă aveți 30 de lei să dați pe un liner, vă recomand să vă cumpărați pentru că sunt foarte, foarte, foarte mișto. Cam asta am vrut să vă spun, o să mă opresc din vorbire pentru că v-am spus ce vreau să vă spun. Vreau să vă mai urez încă o dată pentru că vine Crăciunul și e o perioadă foarte frumoasă și foarte dragă mie. Vreau să vă urez sărbători fericite, pentru cei dragi, multă fericire și multă, multă voie bună. Eu am fost Albert și în continuare spor la desenat și vizionare plăcută!